Ana Porgras visa la trofeul Survivor All Stars și spera să ajungă măcar în ultimii trei concurenți rămași în cursa pentru cei 100.000 de euro. Dramă cumplită la Survivor All Stars Ana Porgras, eliminată din competiție fără duel. Fosta gimnastă va plânge enorm. Din păcate, fosta gimnastă, la fel ca și Alex Telea, va fi eliminată din competiție din cauza problemelor medicale la ea episodul plecării a fost chiar și mai crunt. Ana Porgras s-a accidentat în cadrul unei probe pentru recompensă, chiar în timpul unui joc pe care îl susținea împotriva bunei sale prietene, Ștefania Stănilă. Aceasta a fost dusă de urgență la spital și cu toate că s-a încercat stabilizarea ei. Medicii au decis că ea are nevoie de pauză și că trebuie să renunțe la traseele de la Survivor All Stars. Fiind etapa individualelor, Ana Porgras nu a mai putut beneficia de acea perioadă în care să poată rămâne în junglă pentru a încerca să-și revină în zilele de pauză. Eliminarea ei a permis producătorilor, ca în episoadele care urmează să accepte un alt faimos înapoi, Zani, eliminat într-un duel cu Tejemiles, se va duela cu Ștefania Stăniclă pentru un loc înapoi în concurs. Imaginile vor fi difuzate mult mai târziu, însă. Momentan, în această săptămână publicul își va lua rămas bun de la Ana Porgras, care va plânge mult după această eliminare. Fosta gimnastă și-ar fi dorit să plece acasă în urma unui duel corect și nu după o accidentare gravă, care i-a oprit visul. Cine va ajunge în finala Survivor All Stars? Reamintim că viperele vesele au publicat deja numele celor trei finaliști de la Survivor All Stars. Aceștia vor fi Andrei Ciobanu, Ian Sterp și Zani iar câștigătorul va fi decis probabil de public la finalul lunii mai ultimul episod va fi live, așadar la acel moment telespectatorii vor putea să-și susțină favoritul. Cei mai mulți cred că Iancu Sterp va fi învingător, în contextul în care ceilalți doi finaliști au revenit în show după o a doua șansă oferită de producători. De cealaltă parte Fanii acuză ProTV că i-au lăsat drumul liber fratelului lui Culiță Sterp pentru ca acesta să se impună mai ușor, deși nu a excelat pe plan sportiv.